Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 18 aprilie 2023. Vrei să-ți fie ascultată rugăciune? Iată postul plăcut mie. Dezleagă, deznoadă, dă drumul, rupe orice fel de jug. Isaia 58, versetul 6. Max Lucado scria: generația noastră este cea mai înstărită generație de creștini care a existat vreodată. Suntem inteligenți, educați, experimentați, putem călători în jurul lumii în 24 de ore, putem trimite un mesaj într-o fracțiune de secundă, avem cele mai sofisticate cercetări și tratamente medicale la îndemână, avem resurse vaste. Doar 2% din producția mondială de grâu ar fi suficientă dacă ar fi împărțită pentru a eradica problemele foametei și malnutriției de pe glob. Pe planetă există suficientă hrană pentru a oferi fiecărui individ cele 2500 de calorii necesare pentru o zi. Avem suficientă mâncare pentru a-i hrăni pe cei flămânzi. Și atunci vine întrebarea: când nepoții tăi vor descoperi că ai trăit într-o epocă în care aproape 2 miliarde de oameni au fost flămânzi, cum îți vor judeca ei viața și lucrarea? Și mai important de atât, ce va spune Dumnezeu? Am încheiat citatul. Când iudeii s-au plâns că Dumnezeu nu le răspunde la rugăciune, el le-a răspuns așa, și citesc din Isaia 58, versetele de la 7 la 11. Iată postul plăcut mie. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice: iată-mă. Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Am încheiat citatul din Isaia 58. Așa că în loc să te concentrezi doar pe propriile tale nevoi, uită-te în jur, vezi nevoile altora și apucă-te de lucru. Și atunci rugăciunea și postul tău vor fi primite.